Rugbiștii de la CS Politehnica Iași, pregătiți de către antrenorii Cosmin Rațiu și Mihai Stuparu, au început în forță faza a doua a Ligii Naționale, în trecere reluată după două luni de pauză. Ei au dispus sâmbătă pe stadionul Tepro cu scorul de 40-14, 22-11 la pauză de RC Gura Humorului. Politehnica Iași a înscris 5 eseuri prin Neagu, care a reușit 2, Mateev, David și Sidău, câte unul, celelalte puncte aparținându-i lui Michiduță, cu 3 transformări și 3 lovituri de pedeapsă. CS Politehnica Iași a evoluat în următoarea alcătuire. David înlocuit în minutul 54 de către Stanciuc, Matei înlocuit în minutul 45 de către Vieru Găină, Ganja înlocuit în minutul 54 de Ghinuț, Holboceanu, Ghenea înlocuit cu Fânariu în minutul 58, Budaian, Baboiu înlocuit în minutul 41 de către Sidău, Arăriței înlocuit în minutul 41 de către Sandu, Vaman în locul căruia a intrat Micu în minutul 65, Huzdup înlocuit de către Ignea în minutul 40, Neagu, Văcaru, care a fost și capitanul, Ieșan, desemnat și jucătorul meciului, Curcan, Matveev și Michiduță. În urma acestui rezultat, alb-albaștri au pus primele 5 puncte în clasament, unul fiind punct bonus ofensiv, iar în etapa următoare, ieșenii se vor confrunta în deplasare pe 19 august cu CSM Știința Baia Mare, formație care în runda inaugurală a stat, rundă care a mai programat sâmbătă meciul dintre Știința Petroșani și RC Bârlad, terminat cu scorul de 35-34.